Cumpărături din magazinul magic Resurse educațională pentru clasa 6 -a la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală Cum crezi că ar arăta un magazin magic? Probabil te gândești că ar fi plin de lucruri fermecate, obiecte pe care nu le găsim în alte magazine. Astăzi te invit să-ți imaginezi că vei merge la cumpărături într-un magazin magic. Ești curios ce produse sunt aici? Vei afla imediat! Să intrăm împreună! Acestea sunt produsele care se găsesc în magazinul magic. Aici, există obiecte care arată la fel cu cele pe care tu le cunoști, doar că ele sunt magice. Nu le poți folosi pentru ceea ce se face de obicei cu ele, dar acestea te pot ajuta să faci lucruri importante pentru tine. Poți alege un singur produs magic. Vei alege produsul care se potrivește cel mai bine calităților tale. Vei argumenta alegerea făcută, vorbindu-le mai târziu colegilor de ce este important pentru tine obiectul selectat. Voi prezenta produsele pentru a-l putea alege pe cel care ți se potrivește cel mai bine. Ghetele fermecate te duc repede unde dorești. Floarea fermecată îți oferă sensibilitate. Oglinda magică îți descoperă calitățile. Cartea magică te ajută să găsești înțelepciunea. Microfonul fermecat îți dă puterea de a vorbi frumos cu ceilalți. Medalia magică te ajută să fii un învingător. Telefonul magic te conectează rapid la familie și prieteni. Mărul fermecat te ajută să te hrănești sănătos. Bagheta magică te ajută să îndeplinești o dorință unei persoane. Mingea magică te ajută să joci orice joc. Vioara fermecată te ajută să fii un bun muzician. Costumul de Spider-Man te face puternic. Globul fermecat te ajută să călătorești unde dorești. Apa magică te menține sănătos. Aceasta este oferta magazinului Magic. Te-ai gândit ce obiect ai alege și de ce ai alege acel obiect? Discută cu colegul de bancă. Numește obiectul ales și prezinte motivația alegerii acelui obiect. Îți recomand să asociezi acelui obiect una sau mai multe calități personale. Iar colegul tău îți poate recomanda acțiuni sau activități în care ți-ar fi de folos obiectul respectiv pentru dezvoltarea acelor calități ale tale. De exemplu, dacă Maria spune că are nevoie de mărul fermecat pentru că este atentă la alimentația ei și produsul ales ar ajuta o să se hrănească sănătos, Mihai, colegul ei, poate discuta cu ea despre asta, amintindu-i care sunt alimentele sănătoase, recomandări cu privire la ce poate evita să mănânce, cine îi poate oferi mai multe informații despre alimente sănătoase, recomandarea de a discuta cu un medic sau cu consilierul școlar. Un alt exemplu, dacă Mihai a ales medalia pentru că este o persoană competitivă, Maria îi poate aminti activități zilnice la care poate fi învingător. De exemplu, să termin primul descris lecția de pe tablă, să ai caietele ordonate, să ai note bune la limba română sau să îți ajuți părinții. Tu la ce te poți numi învingător sau câștigător? La un sport, la o anumită materie sau la o activitate din gospodăria bunicilor? E foarte util să asculți recomandările colegului. Acest exercițiu te va ajuta să-ți amintești multe caracteristici pozitive personale și să te gândești la modul cum ți le poți dezvolta, care sunt acțiunile care te ajută sau te sprijină în dezvoltarea lor. Pentru ora viitoare, poți face o listă în care să notezi cât mai multe calități personale de care ți-ai amintit azi, în urma vizitării magazinului Magic. Alege două dintre calitățile notate și prezinte la începutul orei viitoare două modalități prin care îți poți dezvolta acele calități